Câmpul lungul a fost desemnat ca fiind gazda turneului zonal la fotbal rezervat juniorilor născuți între anii 2002 și 2003. Echipa pregătită de profesorul Ovidiu Tică a câștigat campionatul județean ediția 2016-2017 și astfel în ședința de azi de la Casa Fotbalului, oficialii Federației Române de Fotbal au luat act de oferta mușcelenilor în privința organizării acestei competiții. Astfel, în perioada 1-5 iunie, Câmpul Lungu va fi în centrul atenției iubitorilor sportului rege. De la antrenori la impresari, cu toții vor fi cu ochii pe juniorii celor șapte echipe care se vor duela pentru un loc la turneul semifinal. CN Dinicu Golescu a fost repartizat în prima grupă valorică, alături de echipele câștigătoare din campionatele județene în care a activat, după cum urmează CS Turist Turnul Măgurele, CSS Buzău, dar și ocupanta locului secund în capitală, Dinamo București. În cea de-a doua serie au fost repartizate echipele CSS Brașovia, Petrolul Ploiești și GSA Nucet. Toate jocurile se vor disputa pe stadionul municipal, dar și pe terenul 2 din complexul sportiv Mușcel. Competiția se va derula după sistemul fiecare cu fiecare în cele două grupe, iar învingătoarele își vor disputa marea finală, câștigătoarea calificându-se la turneul semifinal.